Micuța diagnosticată cu boala Wilson, în urmă cu doar câteva săptămâni, se află în stare gravă la Fundeni. Copila despre care medicii au crezut inițial că suferă de hepatită provocată de cauze necunoscute, a trecut printr-o nouă operație, iar starea ei de sănătate s-a agravat în ultimele zile, transmit reprezentanții Institutului Clinic Fundeni. Fetița în vârstă de 5 ani, care a fost diagnosticată cu boala Wilson, se află în stare gravă, susțin reprezentanții Spitalului Fundenii, acolo unde este internată copila. În acest moment, starea micuței, care a trecut printr-un transplant hepatic în urmă cu două săptămâni, este critică, iar fata necesită măsuri susținute de terapie intensivă. După transplantul care a avut loc la finalul lunii aprilie, micuța a avut nevoie de o nouă intervenție chirurgicală. Medicii susțin că starea de sănătate i s-a agravat în ultimele zile, după o perioadă cu o evoluție favorabilă. Starea clinică a fetiței transplantate a suferit agravare progresivă în ultimele trei zile. S-a reintervenit chirurgical, identificându-se complicații ale anastomozei biliare, care au fost corectate, au transmis reprezentanții Institutului Fundenii. Micuța a fost operată pentru prima dată pe 30 aprilie, atunci când a primit o porțiune de ficat de la un tânăr de 17 ani aflat în moarte cerebrală. Inițial cea mică era suspectată că are o hepatită provocată de cauze necunoscute, afecțiune care s-a răspândit în ultimul timp în mai multe țări. Ulterior însă copil a fost diagnosticată cu boala Wilson, o afecțiune genetică moștenită care se manifestă prin stocarea în exces a cuprului în organism.